Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profona. Astăzi îmi propun să fac o lecție funcția de gradul 1. Da? Tot m-am rugat voi funcția de grad 1. Deci, la insistențele voastre, am hotărât să fac așa lucru. Așa încât, de fapt, când am deschis cuvântul gura și am zis funcție, mă amintesc în clasa 8-a, era vorba de niște lucruri foarte clare atunci. La urma urmei, noi trebuie să înțelegeți așa, că voi ați avut în dese rânduri expresii, zic așa. Fie expresia y de x, spuneați. Y de x egal cu 2x plus 1 supra 5x plus 2. Deci era o expresie care depindea de x. Da? Și de aceea spuneați e de x. Dacă ar fi fost aici y-ul, spuneam e de y. Asta era variabila care putea să ia niște valori. În concluzie aici, pentru e de x ăsta, suntem uneori puși în situația să găsim valoarea pentru un x anume. Deci pentru x egal cu 2, rezultă că e de 2, da? E de 2 este egal cu 2 ori 2 plus 1, supra 5 ori 2 plus 2, care înseamnă 4 cu 5, supra 10 cu 2, 12. Ei bine, în condițiile astea, vedeți, pentru 2 s-a întâmplat așa. În timpul în care am dat x valoarea 2, am găsit o valoare care a apărut 5 pe 12. Dacă x-ul e egal cu minus 1, atunci e de minus 1 va fi egal cu 2 ori minus 1 plus 1 supra 2, 5 ori minus 1 plus 2. Care înseamnă minus 2 plus 1 face minus 1 supra minus 5 plus 2 minus 3. Răspunsul este 1 pe 3. Deci vedeți, pentru minus 1, lui minus 1 i-am găsit ca reprezentant în clipa care să e de minus 1 a fost 1 pe 3. Da? Vedeți? Alt x, alt y. Alt x, alt y. Și apare așa această corespondență. Da? Iată cum vedeți aici. Aceste lucruri îmi spun mie că nu obțin aceeași valoare tot timpul. Nu? Depinde de x-ul pe care îl iau. Aceste lucruri pe care le-am văzut aici, gândim acum în loc de x, zicem f de x, de la noțiunea de funcție. Da? Deci poate să fie numai de x, fie funcția, expresia f de x. Și notăm așa, f de x egal cu 2x plus 1 supra 5x plus 2. Da? Aceasta ar fi relația după care noi obținem y-ul. Deci relația după care obținem y-ul, dându x valori, găsim alți diverse valori ale lui y. Da? Apare corespondența asta. Vedeți voi, depinde și de expresia asta. Că dacă o altă expresie va fi, alta va fi, altele vor fi valorile acelea. Când o să dăm 2, o să obținem altceva. Iată, dacă am zis că aici e f1 de x, f 2 de x egal cu 2x plus 1. 2x plus 1. Este simplă, nu? Iată, pentru x egal cu 2, rezultă f2 de 2 este egal cu 2 ori 2 plus 1, 5, nu? Pentru x egal cu minus 1, obținem f2 de minus 1, face minus 2 plus 1 egal cu minus 1. În concluzie, se întâmplă așa, că lui 2 îi corespunde 5-ul, iar lui minus 1 îi corespunde tot minus 1. S-a întâmplat să fie tot minus 1. Dar, oricum, alte valori. Nu? Nu tot 5 pe 12 obține și nu tot. Și lui minus 1 nu-i obține 1 pe 3, ci de data asta minus 1. Așadar, merită să reținem niște lucruri. În legătură cu o expresie de asta, dacă totul este într-o singură variabilă, spunem atunci că avem definită y-ii care se obțin sunt în funcții de x. Da? De aici cuvântul funcție nu este același y tot timpul. Deci y-ii sunt în funcție, spunem foarte ușor, y-ii sunt în funcție de x.
Și iată că noțiunea de funcții își face simțită prezența și ușor mă duc și o definesc. Deci, și zic așa, că funcția asta, F2, cum am dat-o noi, e definită. Adică ce înseamnă? Eu trebuie să spun care e rețeta după care se obțin 2x plus 1, da? Care înseamnă legea după care se obțin y, legea de corespondență, legea de corespondență, deci rețeta, practic, da? Legea de corespondență. Și mai trebuie să spun și ce își dau, din ce mulțime. Deci trebuie să precizez foarte bine că eu am libertatea, știu sigur ce x pot să precizez. Dacă voi spune că f, x aparține mulțimii numerelor naturale, x aparține mulțimii numerelor naturale, atunci acest lucru îl spun așa. Deci acest lucru îl spun în felul următor. În loc să spun așa, x aparține numerelor naturale, spun că f e definită pe n. Am fixat mulțimea numerelor naturale și valorile care le obțin, y și ăștia, sunt și tot numele natural, că 2 ori număr natural plus 1 faci tot număr natural. Deci cu valori tot în mine. În condițiile astea spun că am definit o funcție. Da? Deci ce lucruri se desprind în noțiunea de funcție? Trebuie să am legea de corespondență, legea. Asta se numește domeniul de definiție, domeniul de definiție, da? Domeniul de definiție. Iar ce obținem ca valori se numește codomeniu. Da? Iar acesta se numește codomeniu. Deci domeniul de definiție și respectiv codomeniu. În concluzie, noțiunea de funcție presupune. Deci noțiunea de funcție presupune ce? Legea de corespondență, legea de corespondență, domeniul de definiție, domeniul de definiție și respectiv codomeniu, codomeniu. Da? Domeniul de definiție și respectiv codomeniu. De unde plec, unde ajung și cum ajung. Lege de corespondență, domeniul de definiție și codomeniu. În momentul de față, cred că am clarificat un lucru, și anume că aceste trei lucruri sunt esențiale. Fiecare are rolul său. Altă lege, altă funcție. Alt domeniu, altă funcție. Alți x, deci alte funcții. Și sigur și codomeniul influențează. Poți fi mai mare, mai mic, să nu cuprinde toate limitele ca imagini, deci trebuie să fim foarte atenți când nu se poate să am toate valorile care ies. Adică 5 pe 12 și 1 pe 3 la codomeniu. Codomeniul trebuie să cuprinde neapărat aceste elemente care apar ca urmare a x-urilor pe care îi dăm. Ei bine, aici mai fixez o idee. Dacă mă tot la prima funcție f1 de x, f1 de x egal cu 2x plus 1 supra 5x plus 2, în momentul în care vreau să folosesc, să precizez domeniul de definiție, dacă aș zice f definită pe n, f1 definită pe n, cu valori în... după ce dau x valori, aici apar niște fracții, bănesc, da? Cu valori, nu mai pot să spun numele naturale, că este absurd. Deci valori sunt și măcar în Q. Mulțimea numerelor fracționare. Da? Este corect. Așa ceva este corect definit. Dar dacă voi spun f, altă, schimb domeniul tot pe această funcție, f1 de x egal așa, aceeași lege de corespondență 2x plus 1, supra 5x plus 2 și spun f definită pe q,
Deci am mărit plaja de lucru, toate fracțiile de la domeniul de ficțiune, nu numai mai naturale, Q, cu valori în Q, hai să zic așa. Aici pare că introduc o fracție, fac calcul, iată, pentru x egal cu 1 pe 2. Ce se întâmplă? Pentru x egal cu 1 pe 2 se întâmplă că f de f1 de 1 pe 2 face 2 ori 1 pe 2, 1 și 1 face 2 supra 5 ori 1 pe 2, 5 pe 2 plus 2, 4 și cu 5, 9 pe 2, 2 se duce sus, 2, 4 pe 9. 4 pe 9, să zic. Ei, observați că a mers ce a mers, dar dacă aș lua pentru x egal cu minus 2 pe 5, minus 2 pe 5, se întâmplă un lucru foarte grav. F2 de minus 2 pe 5 ar face cât? Ia să vedem împreună. 2 ori minus 2 pe 5. 2 ori minus 2 pe 5 face minus 4 pe 5 plus 1 supra 5 ori minus 2 pe 5 minus 2 plus 2 face 0. 0. Și aici este o problemă, că împărțirea la 0 nu are rost. Și iată lui x egal cu minus 2 pe 5 nu îi se pune nimic în corespondență. Nu găsesc imagine, că nu pot face împărțirea la 0. Și aici este o mare greșeală. Nu, un astfel de x nu trebuie să facă parte din domeniul de definiție. Că prin funcție tuturor trebuie să le pun. Noi păstrăm în domeniu, la pornire, doar pe cei x cărora le pot găsi imagini. Doar pe aceea. Nimic în plus. Asta înseamnă că în momentul de față nu poți să păstrezi pe minus 2 pe 5 în domeniu. Deci, aici e o problemă. De ce o să spun că F1-ul ăsta e definită pe Q în afară de elementul. Deci îl dau deoparte pe acesta, minus 2 pe 5. Minus 2 pe 5. Cu valori în Q. Deci, observați, sunt atent, foarte atent, să nu cumva să păstrez în domeniu și elemente care nu le pot găsi imagine. Era minus 2 pe 5 acesta, care nu puteam găsi imagine. Și de aceea, dragilor, să fim foarte, foarte atenți când vorbim de o funcție, deci foarte atenți când vorbim de o funcție, și să urmărim stabilirea corectă a domeniului definiției. În multe exerciții veți vedea că vi se dă doar legea de corespondență și voi, din experiența care ai, din toate noțiunile care le știm până acum, până la împărțirea la zero nu se poate, așa asta ne punem gardă și trebuie să îl dăm pe așa valoare care facem imposibil împărțirea. Deci când apare situația asta și atunci, x-ul este, în cazul nostru, minus 2 pe 5, deci în momentul în care se anulează numitorul și se anulează în minus 2 pe 5, acea valoare trebuie scoasă. Pentru că prin funcție, trebuie să spunem așa, fiecare element din domeniu corespunde unul și numai unul din codomeniu. Deci, după ce am locuit eu pe x aici cu minus 2 pe 5, am găsit un unic y. Nu două valori ale lui y. Adică nu sunt două răspunsuri, ci un singur răspuns. Unul și numai unul. Ei, ăsta e mezul noțiunii de funcție. Deci acum, dragilor, intru la ceea ce trebuie să știm foarte exact când vorbim de o funcție. Deci, când vorbim de o funcție, trebuie să avem în vedere că sunt niște restricții foarte importante. Noțiunea de funcție, definiția în sine, presupune așa, ca tuturor din domeniu, tuturor elementelor să le punem ceva în corespondență. Și nu să întâmple unul să aibă două imagini. Deci așa am să zic așa. Pretențiile funcției. Da? Pretențiile funcției. Care sunt pretențiile? Pretențiile funcției. Pleacă tot. Tot. Adică, cum se întâmplă ca un element să aibă două sau mai multe imagini?
pleacă tot, în sensul că nu se întâmplă ca să păstrăm un element aici, cum a fost lui, deci, lui minus 2 pe 5 prin F1 asta. Ce se pune în funcția F? Ce se pune în corespondență? N-am putut. De ce am? Domeniul de ființă însemna Q mai puțin minus 2 pe 5. Deci tot trebuie să plece. Și a doua pretenție, nu este posibil ca unui X să-i se corespundă 2 de Y. Y1 și Y2, hai să zicem, imagine, da? Nu e posibil așa ceva. Deci noi avem foarte multe grijă să ținem minte acest lucru, să ne fie foarte clar că tuturor elementelor din domeniu trebuie să le punem în corespondență. Tuturor. Să nu fie vreunul trist. Vreun element, dacă se află în domeniu care l-am luat eu prin abuz, n-am fost atent și iată cum a fost minus 2 pe 5 și vreau să-i pun ceva și nu pot să fac operația aceea, legea de corespondență e o combinație de operații pe care le știm. Adunări, scădere, mulțire, împărțire, radicalul și așa în putere și așa mai departe. Deci, și se întâmplă un moment de acesta de rută, când apare un necaz de acesta, acel element nu trebuie păstrat, că el e supărat. Deci, dar eu afară cu tine. Deci, scot din domeniu. În concluzie, aș vrea să vă spun cum anume începe definiția. Definiția, așa spune, definiție. Fie date două mulțimi A și B și un procedeu. Procedeu. Prin care facem ca fiecare element element din A să-i corespundă un element și numai unul din B, element și numai unul din B, spunem astfel că am definit o funcție pe mulțimea A cu valoare în B. Nu am găsit o funcție pe A cu valori în B. Scriem acest lucru, F devin pe A cu valori în B. Iată, aceasta e definiția din manual. Deci, fie dare două mulțimi A și B. Și un procedeu. Procedeul e de corespondență. Prin care facem ca fiecărui element. Ce înseamnă fiecărui? Tuturor elementelor din A. Da? Se traduce tuturor. Adică, e vorba de pretenție, deci pleacă tot. Tuturor elementelor din A le punem în corespondență, da? Tuturor. Fiecare element din A, adică tuturor elementele de A le punem în corespondență, un element și numai unul. Adică a doua pretenție. Deci prima pretenție asta pleacă tot. Și fiecare element din azi spune un prezment unul și mai unul din B. Dragilor, în manual, deci începe cu această definiție. Din păcate, este atât de abstractă, cât când ai început să dai definiția așa și să te apuci de treabă acolo, le-ai pierdut de copil. Gata. El o părăsește pasiv, nu mai interesează, pentru că vine foarte abrupt asupra lui. Foarte dur cu această informație. Dar dacă te joci un pic și introduci noțiunea așa, să spunem, într-un mod ușor accesibil lui și mergi simțindu-l pe el foarte aproape de tine, foarte aproape de tine. De fapt, pe el, elevul, când mă gândesc la toți copiii din clasă, tu, profesor, când faci asta, trebuie să simți dacă copiii sunt lângă tine. Adică dacă le-ai câștigat atenția. Tot secretul asta costă. Asta e matematica, cu adevărat. Nu degeaba cei care ajunge la lecțiile mele
vorbiți așa de elogios, pentru că el chiar depun foarte mult suflet și chiar vreau ca să fie înțeles lucrurile. Așa că, chiar dacă acum nu am elev, v-am pe voi cei care veți viziona lecția așa asta și sper că va fi de mare folos. Asta se adresează și copilul, clasa 8-a și de la 8-a în sus. Pentru că se întâmplă să termin liceu și nu au noțiunea de funcție bine înțeleasă. Și atunci tot, fie o funcție, nu știu cum, și spune acolo de mecanic, fără să aibă nicio legătură cu înțelegerea noțiunii. Deci, vedeți, insist, nu ne grăbim, nu aruncăm peste gard așa niște informații. Trebuie să ne intereseze în ce măsură acestea ajung la copii. Da? Deci, nu toate manualele sunt didactice. Partea pedagogică rămâne cea mai importantă. Să sună deseori de tineri care spun, domn profesor, ce bine că am dat peste dumneavoastră și că acum lucrurile nu sunt foarte clare, am luat și definitivatul, mă simt foarte bine, am spus că vă aplic legea profilului online, aplic metoda profilului online. Adică așa se trăie concretă, direct în fața camerei, face ca mesajul să ajungă la sufletul vostru. Chit că nu ne pipăim, dar sufletește, ne sincronizăm, suntem unul în altul. Așa că, odată ce am introdus noțiunea de funcție, am înțeles pretențiile funcției, pleacă tot. Și nu este posibil ca un element să posibil ca un element x0 să aibă ce? Y1 și Y2, doi elemente distincte, nu e posibil așa ceva. Atunci pot să îmi permit să spun că pot să mă gândesc să definesc și noțiunea de funcție de gradul 1. Da? Hai să vorbim de funcția de gradul 1. Deci, dragilor, funcția de gradul 1 înseamnă faptul că relația aceea, relația pe care o definim, este ceva cu x-ul la întâia, da? Pe expresii, cu x-ul la întâia. Ea are o formă destul de simplă. Foarte simplă chiar. Nu? Cum spune? Funcția de gradul 1. Uite. Zicem așa. Fie funcția IF, definită, hai să dau legea mai întâi. IF de X egal cu 2X plus 1. Da? F de X egal cu 2X plus 1. Ce înseamnă? Că lui X îi dau valoarea 1, 2, 3, ce valori trebuie să dau eu? Dacă din numere naturale, stabilesc așa. Dacă vreau din numere o mulțime mai mică, o mulțime mai mică. Să spun, F definită pe mulțimea minus 1, 0 și 1. Cu valori, o iau mai amplu mulțimea care apare ca imagine. Cu valori, să spunem, toate numerele naturale. Toate numerele naturale. În condițiile acestea, așa vedea rapid cum realizez corespondența, și pot să fac o corespondență care să o așez așa, ca într-un tabel. Aici pun X și aici Y și care apar ca imagini. Și valorile pe care le-am la dispoziție sunt minus 1, 0 și 1. Când e minus 1, minus 2 și 1 face minus 1, 0 face 1 și când e 1, 2 ori 1, 2 și 1, 3. Da? Sau mai pot da și pe felul ăsta. Minus 1 îi corespunde ce îi corespunde minus 1 și lui 0 îi corespunde 1, iar lui 1 îi corespunde 3. Deci observați că am dat-o și sub forma aceasta, corespondența valorilor acestora. Adică, cum face funcția asta? Dacă mai pun un singur element aici, vor vedea alte funcții. Gata. Aceea creție de tot, și dar e altă funcție. Deci dacă aș nota-o pe F1-ul asta, F1, F2, chiar așa o zic, F2 de X care are aceeași rețetă, 2X plus 1. Dar fiindcă F2 e definită pe minus 1 și numai 0, hai să zic, două elemente de acum, cu valori tot în ea, atunci aceasta este tot o funcție, X-ul, care ia valori numai minus 1 și 0, iar Y sunt minus 1 și 1,
este din nou o funcție diferită de cea din înainte, pentru că astăzi cealaltă mai avea în corespondență încă un element în domeniul definiției. Da? Vedeți cum joc lucrurile aici. Schimb un pic domeniul definiție, schimb alte rețete, alte legi de corespondență, alte funcții. Aș putea să și reprezint, că voi vă amintiți în clasa 8-a, ați făcut reprezentări. Cum? Vorba de a face cu perechi. Da? Cu perechi de numere. Așa. Pentru prima funcție, reprezentarea va fi... Iată, fac ușor aici. Deci, pentru prima funcție, am reprezentarea următoare. Dragilor, minus 1 și minus 1, x minus 1 și y este minus 1. Deci minus 1, minus 1. Și pentru și x 0, y 1. Și 0 și 1. Astea sunt cele două puncte. 0 și 1. Cele două puncte care au apărut ca imagine. Astea sunt cele două. În partea asta, asta este primul exemplu de aici. Și celălalt grafic. Grafic, chiar așa, graficul funcției. Da? Din cele două puncte sunt ce sunt aici, minus 1 și minus 1, minus 1 și minus 1, dar aici mai aveam și 1 și 3. Când x-ul e 1, când x-ul este 0, aici am greșit, iertați-mă. Când x-ul e 0, y este 1. Aici, ăsta este punctul. De coordonate 0 și 1, și când x-ul este 1, y este 3, 2 și 3. Da? Iată, acesta este punctul. 2, 1 și 3. Deci, în clipa asta, am graficul format din 3 puncte. Pe când în partea asta, graficul e format din 2 puncte. Minus 1 și 1, respectiv 0 și 1. Minus 1 și 1 și 0 și 1. Iată să zic F3. Păstrez aceeași relație. F3 de X egal cu tot 2X plus 1. Dar F3 o gândesc definită de la minus 1 până la 1. Minus 1 la 1. Cu valori. Acum, dacă am dat interval, am tot felul de valori aici. Și fracții. Și dacă înlocuiesc aici pe x cu o fracție, lucrul rezultat va fi tot o fracție. Deci neapărat măcar fracții. Dar am și numere iraționale. Radical din 3, radical din 5, radical din... nu, din 5 nu este aici. Radical din 3, 1 și ceva. Radical din 2. Și 2 este prea mult. Poți. Radical din 1 pe 2. Da, radical din 1 pe 2. Este un număr irațional. Este aici. Și ca rezultat va da tot un număr irațional. În concluzie, este să spun iar. Cu valori în iar. Da, da, deci în felul ăsta m-am asigurat că în cap, în mulțimea asta, imagine de cele care rezultă după înlocuirea lui X. Ei bine, pentru situația asta, domeniul definiției s-a schimbat. Înseamnă toți X și doar minus 1 la 1. Deci toți X și. Și ce vom vedea îndată ce rezultă. Corespondența va fi ca și aici, numai că toți x și la 0 la 1, nu sunt numai două valori. Acum am să spun așa că am aici de-a face. Când zic x și de la minus 1 la 1 și valorile în minus 1 înseamnă minus 1, aici e x și aici y și în 1 face 1, dar se află aici și 0 și 1 pe 2, da? Și aici este 0, care înseamnă 1, dar și 1 pe 2. În 1 pe 2, care e imaginea? 2 ori 1 pe 2. 2 ori 1 pe 2 face 1 și 1 face 2. Și în 1, de ce am zis eu că în 1 este 1? În 1 este 3, uitați-vă. În 1 este 3. De aici, dacă ne uitam. Și dacă locuim 2 ori 1, 2 și 1, 3. Iar graficul, în clipa asta, va arăta, dragilor, diferit. Iată cum arată graficul în clipa asta. Când x-ul e minus 1, y este minus 1. Da? Și când x-ul este 1, y este 3, 1, 2,
3. Uitați așa. Și când x-ul este 0, y-ul este 1. Și am și x-ul 1 pe 2. Când x-ul este 1 pe 2 pe aici, pe undeva y-ul este, iată, este acesta, este 2. Și așa mai departe. Am tot foarte mulți x. Alt x aici, alt y. Și se umple de tot conținutul ăsta, adică de la 0 până la 1 va însemna așa puncte de parte, așa, ca imagine. Toți y-ii de aici. Și când vei în partea asta altă spre minus 1, voi avea iarăși toți partea asta altă. Deci ce a apărut acum? Ca imagine, mi-au apărut numerele y-ii care apare. Deci, pentru x-ul de aici, găsesc y-ul pe aici. Alt x aici, alt y. Un x pe aici, găsesc un y, un italie pe aici. Și în final, când ating pe minus 1, y-ul este minus 1 și acest punct. Ca imagine, dragilor, deci, se vede că domeniul definiției înseamnă așa. X de la minus 1, da? Da? De la minus 1 la 1. Minus 1 la 1, cum am stabilit. Iar ce apar ca y, ca imagine, sunt toți y-ii, aceștia, ăștia sunt y-ii care apar. Da? De la cine începând? Începând de la minus 1 la 3. Deci de la minus 1, minus 1 la 3. Deci vedeți voi, lucrurile se a y-ilor. Deci imaginea. Cu alte cuvinte, eu când am spus toți y-ii reali, mi-am cap intervalul ăsta minus 1, 3 este aici din el. N-am știut să spun exact, să spun doar mulțimea minus 1, 3. Și am lăsat mai multe elemente la sosire. Da? E mult mai larg intervalul. Dar am și greci în zona asta. Ăștia i-am luat, dar sunt degeaba, nu vor fi acoperiți nicio clipă. Dacă însă iau, să spunem, uitați, am să modific acum. F4 de x egal cu 2x plus 1, F4 definită pe minus 1, 1 cu valori în mulțimea minus 1, 3, minus 1, 3, așa asta este o altă funcție, de aceea am notat-o cu F4. Are aceeași rețetă, are aceeași domeniu de definiție, dar cu domeniul s-a modificat față de cel dinainte. Ăsta era mult mai amplu. Ăsta este mai restrâns. Este atât cât să acoperi toți y-ii care vin la sosire. Eu ce știu de fiecare dată? Să știu x-ii care pleacă. Știu x-ii, nu, care îi am în domeniu. Nu știu y-ii care apar. Ei se obțin după rețeta aceea. Dar după ce am observat cam care este situația, constat că imaginea intervalului minus 1, 1 acestei funcții, imaginea este acest interval minus 1, 3. Da? Și am luat acum exact cât să acoperă toți y-ii, adică să fiu sigur că orice y care va apare dând un x valor între minus 1 și 1, cu după rețeta 2x plus 1, y-ii se vor găsi neapărat în intervalul de la minus 1 la 3. N-am niciun y în plus acum. Ei, o astfel de funcție în care ai făcut fericiți pe toți y-ii, deci când toți y-ii sunt fericiți, adică dacă întrebi o y-ul ăsta și, mă, pentru tine y 1, se găsește vreun x pentru care tu să fii fericit? Da, zici, se găsește 0. 0 din domeniu. Lui 0 îi se pune corespondență 1. Dar pentru tine 2. Pentru tine 2 ești tu fericit? Zice, sunt fericit, că uite-te. Eu găsesc pe x-ul, ducem așa paralel, da? Mergem pe o paralelă așa. El se rămâne tot timpul Y, cât? Când duc așa paralela, dragilor. Y-ul rămâne tot timpul aici, cât? Tot timpul. Dar tot timpul rămâne 3, 2. Pentru tine, și faci undeva, și locul unde te-ai, indică X-ul.